revenit și vă spuneam înainte de pauza de publicitate că artistul Ralph are o poveste de viață foarte frumoasă și este legat de părinți. Cum plecăm noi? La tine e mai mult decât cum plecăm de acasă, pentru că ești aici cu părinții, cu minunații tăi părinți, dar tatăl tău, omul căruia îi zici tu tată, nu e de fapt tatăl tău, natural. Este tatăl meu, pentru mine este tatăl meu, este ca tatăl meu, pentru că el m-a crescut, dar adevărat că este tatăl meu vitreg, știi? El este cu mama mea de 35 de ani, deci de ceva timp. Este o poveste mai complicată. De la ce vârstă te-a crescut tatăl tău vitreg? Tatăl meu vitreg, adică Verlaine, numele meu de familie, de când eram mic, știi? Chiar când eram mic, pentru că era însurat cu mama mea. După aia au divorțat, mama mea s-a cunoscut cu tatăl meu, pe care îi zic tată, știi, e complicat, da. Și de-abia atunci am aflat că tatăl meu, natural nu era tatăl meu. Deci el, tatăl înțelegi? Natural nu ți l-ai cunoscut niciodată, asta. Niciodată. Nu știi cum arată, nu știi nimic. Nu știu absolut nimic. Am vrut să caut și eu, să mai aflu câte ceva, dar... Cred că am văzut că e ceva dureros și am preferat să o las așa, știi? Oricum, acum am... Ce înseamnă dureros? Stai un pic. Ce înseamnă? De ce e dureros? Nu știu, m-am gândit că poate pentru mama mea n-a fost o poveste așa de... Dar mama ta nu ți-a povestit nimic? Am mai vorbit cu ea despre asta, am mai povestit, dar decât am înțeles, era un om în trecere, așa, să zicem așa, știi? Prin viața ei n-au avut... Și acum 43 de ani viața era altfel. Dar ei unde s-au cunoscut? Trebuie să traduc în același timp că a înțeles și ea, da. La microfon, vă rog, spune la microfon. Eu nu, personal, sincer, vă spun, n-aș vrea să intrăm în detalii așa că unde s-au cunoscut ei, știi, că nu cred că asta e. Pentru mine personal a fost o durere și încă este, dacă stau și mă gândesc, dar încerc să nu mă mai gândesc la așa ceva, pentru că e greu când te uiți în oglindă și nu știi, știi? Uh-huh. Dar eu știu că mama mea este aici și tatăl meu este aici. Dacă tu când ai aflat că domnul, tatăl tău care te-a crescut, nu e de fapt tatăl tău natural? Ai știut de la început? De la bun început, da, am știut. Doar că n-am știut că tatăl meu, adică numele meu de familie, Verlaine, știi? Deci te-a recunoscut? Da, omul care m-a recunoscut, omul care m-a recunoscut și care m-a crescut până la vârstă de 12 ani, mi-a spus... când aveam 16 ani, că nu este tatăl meu adevărat, știi? Și asta pe mine m-a cam distrus. Chiar, mai ales la 16 ani, este ceva foarte dureros. Și... Dar niciodată n-am fost supărat pe mama mea sau pe... Adevărat că am avut o relație cam complicată cu papi, așa îi zic eu. Domnul Joachim, nu? Da, Joachim. Am avut o relație destul de complicată pentru că eram eu mai mult supărat așa când eram mic, știi? Pentru că nu înțelegeam de ce și cum și la 16 ani îți dai seama că... Nu prea înțelegi, da, și uite că până la urmă am înțeles și eu, am crescut, el m-a crescut, să știi că nu e ușor, pentru că suntem 5 frați, deci nu e ușor. Dar e frumos. Dar doar în cazul tău frumos, s-a întâmplat asta, adică tu, deci tu ești singurul cu cazul singur acesta care nu-și cunoaște tatăl, da? Da. Și deci n-a fost ușor nici pentru el, pentru că până la urmă și el m-a recunoscut după aia și m-a crescut ca copilul lui. Și este tatăl meu pentru mine. Da, în țară, din ce țară de origine era tatăl tău? Bună întrebare. Îmi demandă mon père de quel si je sais d'où il vient et si je connais ses origines. J'ai dit non, pas vraiment parce que j'ai pas voulu parler de ça avec moi. T'as connu la grand-mère? Da, am cunoscut într-adevăr, am cunoscut o persoană care e mai complicat, v-am spus și aș putea să stau de vorbă despre asta 10 ani, dar am cunoscut o persoană care cică era bunica mea, adică așa, mama lui tatăl meu, da. Și mi-a arătat ea niște poze atunci, dar parcă... Nu să crezi? Da, și nu mă regăseam în acest povestea om aia, și în povestea asta. Și De unde? Din ce țară? Că nu... Din Franța, tot din Franța, da. Și de cât am înțeles și el avea treabă cu muzica, era... legat de muzică, știi? Dar deci pentru... de aici poate talentul tău, pentru că mama ta nu cred că are treabă cu muzică. Mama mea nu cântă nimeni în familia mea, în afară de fratele meu mai mic, Dioxy, care este rapper, și îl salut, că se uită la noi din Franța. Și în afară de asta, da, nu, nimeni n-are treabă cu muzica. Deci da, poate e moștenit talentul. Da, tot dacă, m-am gândit dacă... de unde... Sau poate cânta mama mea când era mai mică, nu știu. Și nu-și mai aduce aminte. Un peu, oui, mais...
un pic așa. Da, la sală de bani. Da, în baie, da. Ca dacă lumea. Tot vorbeam de talent și vorbeam de muzică, știu că piesa pe care ai pregătit-o e dedicată părinților. Da, este o piesă pe care am vrut să o fac de mult, de foarte mult timp. Pentru asta am fost ajutat de prietenul meu, cel mai bun, Camara. Uh-huh. A scris și el versul. Și clipul a fost regizat și făcută de Simion Erci Ștefan, care este aici în spatele și te pup și îți mulțumesc din suflet. Pupăm, îl știm, da. Păi hai să cântăm piesa, să auzim și noi piesa. Da, vrei? Da, 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 da. Mulțumesc și tare mult. Dedicat, eu vă mulțumesc.